Am observat că anume se discută de ce Paul Goma în această perioadă a fost fără susținători și de ce noi acum nu putem striga în gura mare adevărul. Eu propun să nu ne uităm sau măcar să rostim cu demnitate. Nu zic neapărat strigăm în gura mare. Dacă ai ieșit pe stradă, strige în gura mare, lumea o zic că... Nu rezolv nimic. Eu propun deci să nu ne uităm doar la perioada aceasta în care am fost noi sub influența sistemului comunist, dar să ne uităm mult mai adânc. Să ne uităm pentru că noi nu am fost numai sub o influență, adică numai Uniunii Sovietice, deoarece noi am fost mult mai adânc și sub influența Imperiului Otoman. Deci noi... De mult, chiar de la început am fost dominați. Deci noi nu, de atunci am fost educați să nu ne expunem părerea, să nu putem să vorbim liber. Deci nu putem să învinuim doar atunci generația în care a trăit Paul Goma că nu l-a susținut, pentru că pe noi nu ne-a învățat să ne exprimăm corect și să exprimăm adevărul în față. Cel care tace adevărul sau spune numai jumătăți de adevăr e complice la minciună. E parte din opresori. Am vrut să remarc în legătură cu limbajul în cărți și chiar în general a lui Goma. El are un limbaj într-adevăr extremal pentru un scriitor. La un interviu dus la o televiziune națională, el folosește unele vulgarități în adresa unor scriitori, unor foști colegi ai lui. Îi numește needucați. Da, needucați, mai mult acolo, dobitoc și multe altele. Eu cred că el are plinul drept de a folosi asta. Știm foarte bine câte a tras el în urma acestor persoane. La un proces de judecată, aceste persoane din rândul marturilor a trecut în rândul acuzatorilor. Cred că acum este momentul când noi suntem în democrație, când este o era diplomației. Noi trebuie să folosim cuvinte jignitoare? Cred că nu, pentru că în școală ne învață că trebuie să folosim, să fim cât mai diplomați, să avem o română cât mai curată. Și tu ești de acord cu dânsul? De ce trebuie să facem totul așa cum îi se spune? El, în primul rând, face ceea ce crede. A tras pe pielea lui multe pedepse și acuzații pe nedrept. A luptat pentru bine în stat, pentru libera exprimare, de care el întotdeauna a fost... i-a pus ceva în gură întotdeauna. El are dreptul, fiindcă nu le aceste vulgarități... În sens că i-a fost interzis sau nu i-a fost permis. Nu îi folosește la dreapta și la stângă, îi folosește direct la persoanele care, într-adevăr, i-au criticat operele într-un mod foarte exigent, pe nedrept. Dobitoc sau altceva, cum s-a exprimat Paul Goma, nu a fost decât o metodă să atragă atenția, poate doar așa s-a făcut el auzit. Poate dacă se exprima ca și ceilalți, nu avea să atragă atenția. Nu cred că asta a fost prioritetul său în viață, de a atrage atenția. El s-a exprimat în așa mod, pot să-l deoarece a avut o viață într-adevăr grea. Eu nu doresc și cred că nimeni din voi nu a avut așa o viață grea ca eu. Studiindu-i biografia am rămas șocat din câte obstacole în viață a trecut el. De mic copil, cum trăia în stradă sau la autogări, părinții săi fiind arestați de securiști. Cred că așa o viață grea, nu? Asta poate și a fost cauza, deoarece lasă el... Lasă urmele, cred. Corect. Lasă urmele în discuția sa, în modul său, probabil vehement. În discurs, da. În discurs, corect. Mulțumesc! Dar de ce nu ne învață pe noi la școală să ne expunem părerea, să vorbim așa... Sau ce... să avem atitudine. Da, să vorbim ceea ce credem noi, știi? Da, ea a spus, dar pe dusul cine îl încurcă ca el să vorbească așa cum dorește el? Cine îl încurcă pe dosul? Nimeni nu îl încurcă. De ce pe noi la școală nu învață să ne expunem părere? Trebuie să ne spunem să tășiem, că nu-ți poate. Atunci când citim într-o carte cuvântul dobitoc, eu cred că întâi de toate ar trebui să ne gândim la asocierile care se fac cu acest cuvânt. Dobitoc, ce putem adăuga aici? Nesimțire? Animal, cum ai spus tu. Și cred că nu ar trebui deodată să acuzăm. De ce anume dobitoc? Pentru că uneori nu mai ai cum numi acel om, nu mai găsești cuvinte calificative pe care ai putea să le spui în față și îi spui simplu, dobitoc, care include toate. Și ar trebui să ne gândim și la registrele stilistice, pentru că există diferite modalități de a-ți exprima o părere.
Dar cum puteți le spune la oamenii care pe dânsul pentru un cuvânt l-au închis pentru 8 zile, la dat afară din țară? Cum puteți să spune la omul cealaltă? Nici cuvinte nu că cum puteți să spune la omul cealaltă? Și așa că eu cred că Paul Goma nu cred că el trebuie, dacă a așa cuvinte, este nesucut. Și ai fi de acord să-l studieze în ceau? Poftim? Ai fi de acord să-l studieze în ceau? Da, dar de ce? Nu. Nu, da. Dar cuvintele ești. Da, da, dar chiar de noi și cuvinte. Da, măi, a mers prin școală, pe străzi, un elev care nu citește, stă numai pe internet, ce cuvinte spune el? El mai vulgar vorbește ca Paul Goma. Păi tu spui exact anti-argumentul tău. Elevii sunt neculturali. Da. Trebuie să fie ceva care să-i culturalizeze. Ei trebuie... Goma, când a spus aceste cuvinte, el le-a spus pe dreptate. Nu a spus așa cum că el a vrut să spună omul acela. El a spus pentru dreptate aceste cuvinte. În școli, bine, literatura care o trecem în școli, e una, într-o măsură oricare, se aseamnă una cu alta. E ceva monoton. Adică e standardizat după totul frumos, poate asta se vrea? Cuvinte bine. Poate asta se vrea? Păi, asta se vrea. Însă, de ce noi nu trebuie să cunoaștem toate axele în genere, a literaturii și cele mai murdare și cele mai... Cele mai, adică, Pieminescu și... Dar de ce trebuie tu să critici în cazul dat literatura asta? Asta e modul lui de exprimare. Asta el se deosebește fiindcă spune direct și nu înconjoară. Foarte bine, și asta e punctul meu de vedere. Paul Goma a exprimat și s-a expus foarte clar că în literatură intră cine poate, intră cine dorește, dar rămâne cine poate. Și se spune că nu am auzit mai multe argumente, că adică nu ne învață în școală sau ne spune să nu spunem una, să nu spunem alta. Cum nu, dacă chiar nu recent, dar de mai de mult s-au introdus anume obiecte ca educația civică, care anume la educație civică studiem anumite teme și anumite moduri care ne învață să ne exprimăm părerea, opinia și pentru aceasta s-au deschis anumite organizații. De aceea eu cred că nu este un argument spus corect că nu e voie să spunem sau nu ne învață nimeni sau nu ne dă voie. Ne dă voie, pur și simplu, din cauza anumitor circunstanțe și mai ales anumitei influențe Imperiului Otoman și cel rus, că în urma lui a rămas populația non-alfabetistă, adică părinții noștri, chiar și bunei, au trăit o perioadă foarte grea, precum și Paul Goma. De ce Paul Goma? Eu socot că prin intermediul scrierilor sale, prin intermediul strigătului mare, care a făcut atât în plan național, cât și în plan internațional, prin scrierile sale la Europa Liberă, anume a vrut să aducă problema în față că ești om, ai dreptul la liberă exprimare. Sau ai dreptul. Ai dreptul, de ce fii bun și exprimă-ți. El a fost un om care a început, iar noi suntem viitorul, este doar în mâinile noastre. De ce? Noi trebuie să continuăm tendința sa. Spre exemplu, am participat la multe concursuri care au valorificat opera diferitul scriitori. Am citit scriitori și am analizat opera, precum acum și în cazul Paul Goma. Și nu cred că este o problemă dacă a folosit în comunicarea sa cuvinte necenzurabile. Din contra, a spus ceea ce... Necenzurate. Din contra, a spus ceea ce îl doare. E mai rău atunci când ești indiferent și nu ți expui părerea. Nu trebuie să fim indiferenți. Dacă a folosit cuvintele acestea, înseamnă că a avut pentru ce le folosi, înseamnă că a fost o pricină care l-a durut. Ne uit. O să vă ne uit pe voi, pe oamenii care m-au cenzurat, adică care m-au criticat în viață. Ne uit, cred că e un cuvânt actual care l-au criticat, care l-au maltratat, era să exact, care l-au amenințat, i-au trimis bombă în carte și l-au dat afară de la servici. În metroul din New York a fost amenințat de securiști români, cred că asta e culme. L-a etichetat cu antisemitism și tot așa. Eu vreau să adaug la ce a spus domnișoara. Școala ne învață într-o oarecare măsură să ne expunem părerile, dar nu de ajuns. De exemplu, dar nu ne încurajează. Noi putem să vorbim mult, mult, dar să nu facem nimic. Și eu cred că modul în care Paul Goma a acționat este că a scris și astfel vorbele lui nu au fost trecute cu vedere. Da, pentru tot ce spunem noi s-ar putea să zboare, să uităm, da, dar dacă filmezi sau dacă pui într-o carte, într-un ziar, asta deja e altceva. Exact. Goma a vorbit acele cuvinte vulgare. Și cei care, conducătorii, de exemplu, a închisorii, care îi maltratau pe deținuți și care îi numeau cu diferite cuvinte. Adică, da, el le-a expus pe hârtie, însă nu el le-a folosit. Ceea ce este, ce denotă un fapt de
să spun așa, o cultură din partea acestui scriitor. El adică a expus adevărul și a spus cuvintele pe nume. Era ca o închisoare. Oamenii se simțeau acolo amenințați de moarte, nu deschideau gura, nu își apărau colegul, nu își apăra drepturile lui, pentru că risca să fie spart capul, să fie scos pe țol de acolo. Sau să piardă serviciu, sau să fie altfel țara șantajat. Țara românească, ambele țări românești erau ca o închisoare. Dacă oamenii n-aveau voie să se exprime și n-avea nimeni curaj să facă asta, era o închisoare. Dar închisoarea vine nu numai de sus, ca așa s-a făcut regimul, ci și de jos, pentru că tăcem și acceptăm. Părerea mea. Punând ne fiecare în situația lui, nu poți să-i spui unei persoane care te-a făcut una cu nimicul, să-i spui niște cuvinte frumoase. Pentru că asta este o chestie psihologică la care nu putem contrabate. Și aș vrea să vorbim despre societatea noastră în prezent și cea din trecut.